Un articol Reuters despre populația Germaniei arată și drama prin care trec 10.000 de români anual, nevoiți să-și părăsească familiile ca să găsească un trai mai bun în altă țară. Articolul Reuters relevă faptul că anul trecut, din totalul de 400.000 de oameni care s-au stabilit în Germania, cei mai mulți sunt românii, respectiv 68.000. Asta înseamnă că în 2018 zilnic au plecat definitiv din România în Germania 200 de oameni, însemnând tot atâtea familii despărțite și oameni capabili să muncească. Iar în timp ce România se depopulează, Germania a atins un nivel record de peste 83 de milioane de persoane, în mare parte datorată migrației din Europa de Est. Statele Uniunii Europene rămân principalul bazin de proveniență a noilor sosiri, contribuind cu 202.000 de persoane la migrația netă din Germania. Dintre aceste state, România este țara care a furnizat cei mai mulți migranți către Germania, 68.000, urmată de Croația, 29.000, Bulgaria, 27.000 și Polonia, 20.000. Nivelul record de ocupare a forței de muncă și șomajul în scădere au condus la o tensionare a pieței muncii în Germania, cea mai mare economie din Europa, angajatorii străduindu-se să găsească angajați pentru mai mult de 1 milion de posturi, situație care limitează creșterea economică. Este așteptat ca procesul de îmbătrânire a populației și cel de scădere a natalității să contribuie la scăderea forței de muncă din Germania în următoarele decenii, așa că migranții sunt considerați cruciali pentru companiile care caută lucrători, în timp ce impozitele lor susțin numărul în creștere de pensionari.